Din nou un proiect destul de interesant. Avem aceste discuri de 10 mm. O să fie în total 8 bucăți. Trebuie să decupăm și din acest pătrat. Poate să arăt pe video cum încerc eu să decupez. Adică încerc să îl trepanez pe strung să văd dacă mi iese. Dacă nu, probabil o să-l tăiem altcumva, nu știu, ori pe freză, ori îl ducem la cineva să-l taie cu plasmă, cu oxigaz, cu ceva. Bun, în principiu ce trebuie să facem? Discul are 10 mm, rămâne 5 mm și trebuie să înstrunșim o treaptă de 5 mm în acest colț. Deci o să arate o secțiune cam așa și adică o să fie o pereche de o flanșă așa, o flanșă invers. Bun. Cam așa o să arate piesa finală, dar ideea e cum îl prindem, că tot timpul dacă reușim să găsim o prindere eficientă și repetabilă, să zicem așa, jumătate din lucru este făcut. Pentru asta avem niște bacuri care au fost deja modificate cândva pentru a prinde piese înguste. Umărul acesta este puțin mai mare, cred că undeva la 6 mm, parcă măsura mai înainte, dar o să prindem și o să strunjim partea aceasta, că atunci când prinde materialul, să prindă doar undeva la 4 mm, să avem 1 mm loc și să putem strunji acei 5 mm ce ne trebuie nouă aici. Bun, să dăm bătaie. Mai prelucrăm fața să-l facem mai îngust. Am făcut deja o trecere, se și vede că e materialul lucios. Mă începe să se atingă. Bine că atinge fiecare bac, adică sunt relativ la fel. Piesa pentru că bacurile să fie strânse pe interior, adică pe poziția normală de lucru. Bun. Să vă explic. Probabil că știți de ce spun eu că sculele românești sunt gunoaie. Deci, efectiv, nu poți să spui că de proastă calitate. Efectiv, gunoi. Oricât de uzat ar fi fost universal, n-ar fi trebuit să aibă această problemă, sau, mă rog, așa accentuată. Bacurile acum sunt strunjite, după cum ați văzut. Cele trebuie să fugă, nu zicem, maxim o zecime. Dar scrieți în comentariu, înainte de să vedeți filmarea, cam câte sutimi sau, mă rog, zecimi credeți că are bătaie această piesă, care de altfel e strunjită, deci teoretic e cilindrică, în bacuri noi strunjite, într-un universal românesc de foarte bună calitate, între ghilimele. Și acum vă arăt cât are de fapt bătaie. Jumate de milimetru. Jumate de milimetru. În bacuri noi strunjite. Deci ăsta deja nu mai îi uzură. Deci ăsta deja din construcție e prost. N-avea, oricât de uzat ar fi fost, n-avea cum să aibă jumate de milimetru bătaie.
Jumate de milimetru, dai seama. Uite. 50 jumate, 55 de sutii. Nici nu mai știu ce să zic. Când vine să pun înapoi platou. Bate și soarele. Dar și atunci. Și nu că am făcut eu ceva greșit, că nu n-avea ce. N-aveam ce, efectiv. Bacurile sunt acum slujite. Sigur, trebuia să bag un fier de prindere că atunci când strânge, diametrul să fie apropiat de 300, cât are acest disc. Dar, totuși, jumătate de milimetru. Deci, cred că dacă îl centrez la ochi, îl fac mai precis de atâta. Of, că mașinier universal. Deci, o să fiu în căutare de un universal 315. Ceva străin, în orice caz, nu mai întrebă scule românești. N-am ce face cu ea. Dacă varianta 1 nu a mers, am căutat altă soluție. Acum strunjim doar prin aplicare de presiune. Avem aici un vârf rotativ mare pentru diametre mari, de la 200 la 300, cred. La 300 și 220, probabil, diametru minim. Așa, l-am prins, adică l-am presat. Avea o gaură de centrare discul și vârf rotativ, așa că am băgat un bolț informativ, să zicem, să avem un punct de plecare și l-am centrat individual cu comparatorul, l-am bătut până am scos cam o zecime bătaie. Deci pentru aplicația asta o zecime este suficient. Avem toleranță destul de mare de adică între cele două cote este 0,5 mm diferență, deci nu ne facem probleme de bătaia asta de o zecime, dar bătaia de 0,5 mm nu știu ce să zic. Acum aplicăm doar presiune și strângem din el acei 5 mm. De aceea am și optat pentru universalul acesta cu 3 bacuri, pentru că nu aveam o precizie foarte mare, adică o zecime și un pic, dacă îl bate, e perfect ok, dar jumătate de milimetru pur și simplu, aproape că sunt șocat. Bun, hai să le strunjim și mai avem încă 100 de bucăți. Mai avem încă adică trebuie 4 modelul acesta și 4 care o să fie modelul invers, care încă nici nu știu cum să-l fac, că nu pot să-l strunjesc așa, deoarece ne trebuie să strunjim toată partea asta. Și aia trebuie să-l prindem din exterior. No, aia cred că o să-l prindem în platou, că nu suntem interesați de această cotă, deci putem prinde pe toată suprafața. Înțelegeți ce vreau să zic. Bun, ne dăm bătaie. Aceste două flanșe, acesta și aceasta, nu au fost debitate. Adică nu au fost debitate rotund, cum ar veni. Și acum încercăm noi să debităm pe strung, tot cu metoda asta de angrenare prin presare și am făcut un cuțit de trepanat din oțel rapid
Și acum încercăm să trepanăm, să vedem ce iese. Avansăm doar manual. Adică nu-i dăm avans automat. Un lei, aibă.